Expoziția intitulată generic Culorile păcii, zâmbet de copil cuprinde peste 200 de lucrări de pictură în acuarelă. Acestea sunt realizate de 37 de copii, o parte care activează în cadrul atelierului Vasile Popescu de la așezământul de copii Sfântul Ierarh Leontie din Rădăuț, iar restul de la școli din Mediaș și Bazna. Vernisajul a avut loc sâmbătă în jurul amiezii la Galeria de Artă Cirus din centrul municipiului Mediaș. Culorile păcii, zâmbet de copil am intitulat-o, în care sunt 37 de copii de la așezământul de copii Sfântul Ierarh Leontie din Rădăuț, copii de la școlile din Mediaș, foarte mulți de la Obert și copii de la Bazna. Sunt peste 200 de lucrări. 200 de lucrări? Acuarele? Majoritatea acuarele, dar am și trei fete, două la arte sacre pe lângă Mănăstirea Neamțului și au iconografie pe lemn și mai este o domnișoară din Mediaș care tot pe lemn are tot o icoană. În rest, toate sunt acuarele. Se spune că acești copii de la așezământul din Rădăuț provin, pe de o parte, din familii dezorganizate, da, care au fost luați în grijă. Cam 60% sunt copii abandonați. Da. Da, asta să nu ne fac o imagine. Corect, au studii universitare și... Am plecați din atelierul care l-am înființat acolo, deja la artă plastică, student anul 3, avem student la medicină, la construcții, la drept. Este un loc unic asta pentru că copii. Iată, da. Poate fi schimbat. Sunt 130 de copii acolo. Da. Să văd progresele la toți copiii. Și ce trebuie subliniat, că este ziua lor și le zic la mulți ani la toți copiii oriunde s-ar afla, s-au străduit foarte mult. Chiar și care, că nu ești, cum să zic, devine că ai talent sau nu ai talent, ai talent la altceva. Dar s-au străduit, au bucuria de a lucra cu culorile. Și asta se vede pe... Să vedea, le spunem și noi. La cei mici, sunt peste 100 de lucrări și aici cam mă găbi atât, să zicem. Astăzi am în jur de 50 de lucrări, am diferite teme, am portrete, peisaje, mai mult am lucrări făcute pe direct, adică ceea ce simt, sunt fantezii, nu știu, am desenat ceea ce simt. E parte de acuarelă? Da, e parte de acuarelă, tot e acuarelă. Câți ani ai studiat în atelierul lui Popescu? 7. Șapte ani? De la cât ai început? 10.